modernizarea bazei Dinamo este un proiect de suflet al meu și de fapt nu este vorba de o modernizare, ci o reconfigurare totală, o nouă bază sportivă modernă, o bijuterie a orașului, care după cum se vede deja prinde contur, lucrările sunt în toi și sperăm că până la sfârșitul verii va fi finalizată. Este vorba de o investiție de aproape 3 milioane de lei, suportată în totalitate din bugetul local, din veniturile proprii ale municipiului Satu Mare, și prevede un teren mare cu iarbă sintetică, cu nocturnă, cu tribune, cu piste de atletism. Deja vestiarul, după cum se vede, așa cum am spus, ceva ce nu este în nord-vestul țării, pentru că toate echipele de fotbal în timp de iarnă sunt nevoiți să meargă ori în Ungaria, ori să se deplaseze în județe vecine. Trebuie să avem în vedere acest lucru, dar ne gândim nu numai la sportul de performanță, ci și la sportul de masă, adică în cooperare cu liceul, cu program sportiv, respectiv în cooperare cu Federația Română de Fotbal, care va pune la dispoziție suprafața cu iarbă sintetică și un utilaj special pentru curățirea suprafeței cu iarbă sintetică. Intenționăm să punem la dispoziție și tuturor celor care doresc să facă sport și copiilor, elevilor din municipiul Satu Mare.